Fostul președinte Donald Trump s-a implicat recent într-o serie de apariții publice, vorbind în fața unor oficiali ai Partidului Republican și a membrilor acestui partid în cadrul Convenției din Carolina de Nord. El a subliniat că supraviețuirea Americii depinde de votarea republicanilor în ambele camere ale Parlamentului American, începând cu alegerile intermediare ce vor avea loc anul viitor. Fostul președinte a acuzat administrația Biden, pe care a numit-o cea mai radicală administrație de stânga din istorie. El a făcut referire apoi la situația dezastruoasă de la granița cu Mexicul, dar și la creșterea galopantă a prețurilor. Trump, în vârstă de 74 de ani, a cochetat cu perspectiva unei alte curse prezidențiale proprii în 2024, dar a promis mai întâi să fie o prezență activă în sprijinul campaniei electorale de anul viitor pentru controlul Congresului pentru cei care împărtășesc valorile sale. Facebook tocmai a prelungit interdicția impusă lui Trump timp de 2 ani, împiedicându-l să se întoarcă pe platforma de socializare până după alegerile pentru Congres ce vor avea loc anul viitor. Liderul suprem al Republicii Islamice, Ayatollah Ali Khamenei, a afirmat că se așteaptă să vadă acțiuni concrete mai degrabă decât numai promisiuni din partea puterilor mondiale în legătură cu negocierile care au loc la Viena pe marginea programului nuclear iranian. Într-o emisiune televizată transmisă de televiziunea de stat din Iran, liderul suprem Khamenei a ridiculizat Statele Unite pentru speculațiile sale repetate referitoare la o prăbușire iminentă a regimului Ayatollah din Iran, insistând că Republica Islamică rămâne puternică. El a făcut referire la unele articole din presa americană care oferă detalii despre procesul electoral din Iran și alegerile prezidențiale de pe 18 iunie anul acesta. Ayatollahul Ali Khamenei, care are ultimul cuvânt în politica internă a Iranului, s-a implicat activ în procesul electoral, aprobând luna trecută respingerea mai multor candidați cu mari șanse electorale, inclusiv pe fostul președinte al Parlamentului, Ali Larijani. Aceștia ar fi putut obține mai multe voturi decât Ibrahim Raisi, candidatul preferat al lui Khamenei. Khalil al-Haya, vicepreședinte al biroului politic Hamas din fâșia Gaza, a avertizat despre revenirea la evenimentele din 11 mai, făcând referire la ultimul conflict dintre Hamas și Israel. Motivul invocat de liderul Hamas are legătură cu un marș planificat la Ierusalim, dar care a fost interzis de poliție. Totodată, a condamnat decizia judecătorească în curs de aplicare pentru evacuarea rezidenților arabi care locuiesc ilegal în cartierul Sheikh Jarrah. În Ierusalimul de Est se estimează că evacuarea celor 28 de familii arabe este mai aproape ca niciodată și se așteaptă să aibă loc în câteva zile, asta în lumina recunoașterii de către instanță a documentelor de proprietate prezentate de organizația israeliană Nahalat Shimon. Refuzul Israelului de a permite banilor din Qatar să intre în fâșia Gaza, așa cum fusese planificat săptămâna aceasta, crește și mai mult șansele unei alte confruntări cu Hamas. Organizația teroristă a trimis un mesaj dur către Israel prin intermediul Egiptului, potrivit căruia acordă Israelului o săptămână pentru a permite intrarea banilor. Un cuplu creștin pakistanez condamnat la moarte pentru blasfemie în urmă cu 7 ani a fost în cele din urmă achitat de înalta curte din Lahore, capitala Pakistanului. În 2014, Shafkat Emanuel și soția sa Shakufta Kausar au fost condamnați pentru că au trimis mesaje text blasfemiatoare către un imam local de la un număr de telefon înregistrat pe numele lui Shakufta, în care l-au insultat pe profetul Mahomed. Conform legilor dure pakistaneze privind blasfemia, oricine este acuzat că a insultat islamul sau profetul său poate fi condamnat la moarte, deși oficial nimeni nu a fost executat vreodată pentru asta, zeci de oameni au fost linșați în public doar pentru că au fost acuzați de blasfemie. După mai mulți ani de amânări, s-a dovedit că un vecin a celor doi creștini ar fi cumpărat o cartelă telefonică pe care a înregistrat-o în fals pe numele soției creștinului Shafrat. Vecinul a trimis mesajele blasfemiatoare de pe această cartelă pentru a se răzbuna pe cei doi creștini în urma unei dispute minore mai vechi. Mai multe organizații creștine au salutat această decizie, cerând abrogarea legilor blasfemiei, pentru că pe viitor mai pot genera astfel de situații tragice.